Ceaiuri bune pentru colon iritabil. Sindromul colonului iritabil, SCI, a devenit o afecțiune tot mai des întâlnită în societatea actuală. În limbaj medical se mai numește colopatie funcționabilă sau colon spastic. Așa cum arată și numele, această tulburare afectează motilitatea intestinului gros. Este însă o afecțiune benignă, care nu implică inflamații, tumori sau alte modificări ale țesutului intestinului care pot duce la cancer colorectal. Colon iritabil, factor de risc cele mai afectate grupe de vârstă sunt cele cuprinse între 20 și 50 de ani. Incidența bolii este mai mare la femei, 66%, decât la bărbați, 34%. La femei, un factor de risc important pentru apariția acestei afecțiuni este terapia cu hormon estrogen înainte sau după menopauză. Sindromul colonului iritabil se poate moșteni din familie însă atât gena, cât și condițiile de mediu contribuie la apariția acestei disfuncții. Din ce cauză apare colonul iritabil, sindromul colonului iritabil poate să apară ca urmare a unei infecții sau inflamația tractului gastrointestinal. Profesorul universitar Constantin Milică scria în una din cărțile sale că, potrivit datelor statistice, 90% dintre cazurile de colon iritabil sunt cauzate de acumularea de toxine și reziduri în colon. Consumul excesiv de alimente grase, mesele neregulate, luate pe fugă, dieta săracă în fibre, abuzul de tutun, cafea sau alcool, este incriminat și el pentru îmbolnăvirea colonului. Stresul crescut, anxietatea și depresia, abuzul emoțional, psihic sau sexual, astenia, supra-solicitarea fizică și mentală, insomnia și alergiile au fost de asemenea asociate cu dezvoltarea bolii. Colon iritabil, simptome persoanele cu colon iritabil au crampe și dureri abdominale. Suferă deseori de balonare și gaze. La unii pacienți pot fi prezente atât constipația, cât și diarea și scaunele cu mucus. În majoritatea cazurilor, boala nu produce simptome severe. Cei mai mulți reușesc să țină sub control simptomele prin dietă, stil de viață și evitarea stresului. Sindromul colonului iritabil poate avea perioade de remisiune, în sensul că simptomele pot să dispară complet o vreme, după care revin. Simptome grave care semnalează necesitatea unui consult medical. Scădere în greutate. Sângerări rectale. Diaree în timpul nopții. Anemie prin deficit de fier. Vărsături inexplicabile. Dificultăți la înghițire. Dureri persistente care nu trec după eliminarea gazelor sau a scaunului. Dacă nu este tratat corespunzător, colonul iritabil poate duce la constipație cronică, hemoroizi sau depresie. Ceaiuri fitoterapeutul Constantin Milică propune o serie de ceaiuri din plante pentru controlul simptomelor acestei boli. Plantele folosite au proprietăți antispastice, carminative, sedative și antiseptice. Ceai mixt, preparat din flori de salcâm, flori de tei, frunze de mentă, frunze de roiniță, coada șorcelului. Cu racului. Plantele se amestecă în proporții egale. Pentru prepararea unui ceai, se folosește o lingură de amestec și 200 ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10 minute, apoi se strecoară. Se consumă câte două, trei ceaiuri calde pe zi. Ajută la calmarea spasmelor și reducerea balonării. Pentru un efect similar, se poate bea ceai de rozmarin sau de ghimbir, câte trei când pe zi, după mese ceai de trifoi roșu și mușețel, ceai de chimen, câte două, trei căni pe zi ceai din frunze de lucernă, ceai de mentă, mușețel, turiță mare sau în albă, se beau câte 100 ml de ceai, de 3-4 ori pe zi de cot de rădăcină de cicoare, câte două căni pe zi alte remedii pentru colonul iritabil pentru curățarea mucoasei colonului, se poate consuma sut de aloe vera, câte 100 de ml, de trei ori pe zi. Pentru combaterea constipației se recomandă semințele de pătlagină, psilium. Din acestea se prepară un macerat, două lingurițe de semințe la 150 ml de apă. Gelul obținut se amestecă apoi cu ceai de coadașor celului. Uleiul de cătină este și el benefic, dacă se iau câte două linguri pe zi, una dimineața și una seara, înainte de masă. Se pot face cure de câte o lună de zile, separate între ele de pauze de o lună contra gazelor și balonării, se mai pot consuma pulberi de ghimbir și scorțișoară, câte un vârf de cuțit, de trei ori pe zi. Tratamentul se face înainte de mese. Multă sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți! Vă aștept!